Vă salut pe toți cu harul, binecuvântarea și pacea Tatălui nostru Ceresc și a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară, la început de sabat. Sunt pentru prima dată în adunarea din Bruxelles, dar am fost în multe locuri. În prezent vin de la Cernica, sunt profesor la Cernica, dar locuiesc în Prahova, într-un sat din Prahova. Și în ultimele sabate lucrez în Câmpina și în Băicoi, unde prezint niște cicluri de prelegeri. Așa că vă salut cu căldura și cu dragostea fraților din Câmpina, Băicoi și de la Cernica. Tocmai astăzi noi am terminat la Cernica o foarte mare inspecție pentru omologarea institutului nostru, o inspecție din partea Ministerului, și sperăm ca institutul să obțină toată acreditarea de plină ca o facultate în cadrul Ministerului Educației și să fim la rând cu orice altă facultate mare din țara românească. Așa că, în primul și în primul rând, vă invit să vă gândiți la educația adventistă. Dacă aveți copii, să-i trimiteți la școli adventiste, fie la școli generale, fie la liceele noastre, dar și la teologie. Noi avem în fiecare an studenți din toată Europa. Anul acesta termină un băiat care vine din Italia, tot român, dar el și-a făcut toată școala în Italia și a ales să facă facultatea la Cernica. Alți doi termină care au venit tot din Italia, unul a venit din Portugalia și avem vreo 4 sau 5 studenți din Germania, nemți, care își fac masterul la Cernica în limba engleză. Deci putem spune că din foarte multe țări, în fiecare an avem din Republica Moldova studenți care vin și studiază la noi, iar în prezent avem foștii noștri studenți care sunt profesori la universități adventiste, cum este Monte Morelos în Mexic și cum este Universitatea La Plata din Argentina. Așa că vă îndemn să vă gândiți la Cernica, avem teologie pastorală, avem asistență socială, avem pedagogie și avem litere și limba engleză. Deci sunt câteva specializări. În această seară aș dori să avem o prezentare mai scurtă. Îmi dau seama că sunteți obosiți și nu vreau să vă rețin mult. În iarna aceasta m-am dedicat studiului profeției apocaliptice, în special profeția apocaliptică din Vechiul Testament, studiu pe care îl predau în 3 comunități. Vă spuneam de Câmpina, de Băicoi și de încă o comunitate mică de lângă mine, Goruna. În diferite ore din săptămână, vineri, sâmbătă, duminică și miercuri, în aceste comunități prezint acest studiu. Și fiindcă sunt așa în inima lui, am vrut să vă prezint și dumneavoastră câteva secvențe din profeția apocaliptică a Vechiului Testament. Că, în primul rând, profeția biblică este cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni-l poate da nouă. Pentru că dacă este întuneric și ești în noapte, nu poți să faci nimic dacă n-ai o lumină. Dacă ești cu mașina, trebuie să te oprești, că nu poți să mergi. Dacă ești în casă, trebuie să te culci, că nu poți să faci nimic. Dar dacă ai o lumină, ți-ai continuat activitatea. Profeția este o lumină care se aprinde într-un loc întunecos. Așa ne spune Apostolul Petru. Această lumină într-un loc întunecos îți dă viață, îți continuă activitatea, te face ca să poți merge în siguranță. Aceasta e profeția. Profeția apocaliptică se ocupă în special cu evenimentele finale, care țin de sfârșitul timpului, de momentul reîntoarcerii Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci când toate evenimentele se condensează, sunt mult mai multe, sunt mult mai puternice, mult mai violente, conflictul atinge punctul maxim, chiar extrem de critic. Și pentru acest moment atât de important, atât de greu și atât de măreț, avem o profeție specială,
apocaliptică, care ne detailează, aș putea spune, aproape fiecare amănunt. Profeții care ne-au prezentat aceste lucruri sunt mulți. Primul dintre ei este profetul Ioel. Apoi profetul Țefania are profeții apocaliptice. În mod special, Ezechiel și Zaharia au o mulțime de profeții apocaliptice. Însă, prin excelență, un profet apocaliptic al Vechiului Testament este Daniel. Temele pe care le tratează acești profeți, doar două, trei vă enumer, este tema Ziua Domnului, un concept biblic, Ziua Domnului, adică ziua când Dumnezeu se ridică ca să-și facă dreptatea și ca să aducă mântuirea sa. Al doilea este conceptul rămășiței. Vor fi mântuiți cei care au rămas fidei lui Dumnezeu și care corespund planului său, un concept foarte mare tratat de toți acești profeți. Un al treilea element foarte important este revărsarea Duhului Sfânt și venirea lui Mesia, prezentat în prima și în a doua fază a venirii sale, însă, prin excelență, profetul Daniel este un profet apocaliptic. Așa că, în această seară, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în cartea profetului Daniel și vom citi pentru început un verset. Am să vă citesc versetul care îmi place mie cel mai mult din cartea lui Daniel. Verset pe care îl socotesc apogeul, punctul culminant al cărții lui Daniel. 12:1. În timpul acela se va ridica Mihail, căpetenia cea mare, care stă pentru fiii poporului tău și va fi un timp de strâmtorare cum n-a fost niciodată de când există o națiune până în timpul acela. Și în timpul acela, poporul tău va fi salvat, și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Amin. Am mers mult timp în Israel cu studenți la săpături arheologice. Și într-un an am avut în grupa de studenți trei băieți pe care îi chema Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. Și evreii m-au întrebat, ce-i cu asta? Daniel este un nume de-al nostru. Dintre 10 băieți, 3 dintre ei îi cheamă Daniel, Daniel, de ce? Și am spus, păi uite de ce. Pentru că oamenii noștri, cei care sunt din biserica mea, iubesc foarte mult Biblia și citesc Vechiul Testament cu foarte mult drag. Și Daniel este un bărbat extraordinar în Vechiul Testament, un personaj de toată frumusețea. Și oamenii noștri au îndrăgit acest personaj și își doresc ca copiilor, băieților care se nască, să fie ca un Daniel. Și de asta le-a pus numele Daniel. A, da, frumos. Le-a plăcut. Daniel este un nume frumos, este un bărbat extraordinar. Când eu am făcut o facultate, era diplomație eclesiastică facultatea. Și în cadrul cursului de diplomație eclesiastică trebuia să facem o lucrare, să ne alegem fiecare ceva, să facem o lucrare. Și eu mi-am ales legată de politică și religie, pentru că ăsta era subiectul. L-am ales pe Daniel și am spus așa, Daniel, prim-ministru în două imperii diferite. Profesorul meu era un fost ambasador la ONU, o mare personalitate. Spune, cum e posibil? E ca să-ți demonstrez. Și am luat și am citit și am demonstrat. A, extraordinar! Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Păi sigur că da, păi de asta e un om extraordinar. Și am făcut lucrarea și am prezentat-o și tot timpul le spunea și la alții și le spunea că ei nu știau aceste lucruri care pentru noi sunt atât de simple. Prima întrebare care se ridică. Ce anume ne prezintă în mod special Daniel în cartea sa? O să vă gândiți la fiară, o să vă gândiți la lucruri grozave. Nu, nu ăsta e lucrul cel mai important. Cel mai important lucru pe care prezintă Daniel în cartea sa este Dumnezeul său. Dumnezeul său. Acesta este cel mai important lucru. Dacă o să citiți cartea lui Daniel cu interes,
veți găsi că Dumnezeul lui Daniel, Dumnezeul poporului Israel și Dumnezeul nostru este atât de frumos prezentat și atât de frumos înălțat în cartea aceasta, cum mai rar se poate întâmpla. Și mai gândiți-vă la un lucru. În zilele acelea, poporul Israel primea lovitură după lovitură. În trei etape, 605, 597, 586, Ierusalimul a fost ocupat și jefuit rând pe rând, până când ultima dată a fost complet distrus, ars, templul nimicit și poporul dus în robie. Iar Babilonia a spus, unde este Dumnezeul vostru? Dumnezeul nostru, uite-L! Ce puternic e! Uite ce cetate ne-a făcut! Uite ce forță ne-a dat! Unde-i Dumnezeul vostru? De ce nu v-a apărat? Așa gândeau păgânii. Așa au și spus. Așa și scrie în Biblie. În situația aceasta, gândiți-vă că dumneavoastră sau unul din copiii dumneavoastră de 17-18 ani este luat și dus în Babilon. Este reprezentantul unui popor învins. Reprezentantul unui Dumnezeu socotit, pun între ghilimele, socotit, învins. Ce ați face? Ce ați face dumneavoastră în Babilon? Ați mai vorbi despre Dumnezeul vostru? V-ați mai ruga la Dumnezeul vostru? Ați mai crede în puterea Dumnezeului vostru care v-a lăsat să ajungeți acolo în robie? Daniel a crezut. Și Daniel nu s-a depărtat de Dumnezeul lui. El a crezut. Și Daniel, cu trei prieteni, au reușit să ridice onoarea Dumnezeului său la cea mai înaltă treaptă posibilă. Și acum vreau să urmărim împreună câteva etape, câteva trepte, prin care, în mijlocul capitalei dușmanilor, în Babilon, în mijlocul unui popor care atingea culmea gloriei și a puterii din epoca respectivă, Dumnezeul lui Israel este onorat. Vom citi mai întâi în capitolul 2, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Împăraților și Descoperitorul Tainelor, pentru că ai putut să descoperi taina aceasta. Ce minunat! Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor. Amin. Nu știu dacă dumneavoastră ați trăit vreodată un moment mai tensionat, mai deosebit, în care să fiți confruntați cu diferite alte idei, diferite alte probleme și să ți se spune, ei, ești pocăit, ești adventist, ei, unde-i Dumnezeul tău? Ce poți să faci? Eu am trăit această situație. Țin minte și acum era anul 1973. Eram anul 3 de institut. În fiecare an duceam adeverința, ne dădea scutire de armată și ne continuam studiile, după regula normală a studenților. În anul acela nu ne-a mai acceptat și ne-a trimis ordin de încorporare. Mie și la încă doi colegi. Ne-am dus la comisariat. Știți cum era la comisariat, te lua comisia, te ancheta, erau 2-3 coloneni și 2-3 medici. De unde ești? Unde faci? Unde înveți? Institutul Teologic. Și a început bat jocura. Unde-i Dumnezeul tău? Ce-i cu? Acolo în cer, undeva. Aici noi suntem Dumnezei, noi facem ce vrem. Și vreo 10 minute așa, tir după. Ce puteam să zic? Eram acolo în fața lor. Am zis și eu 2-3 vorbe, dar am putut să argumentez prea multe. Însă mă rugam, Doamne,
Doamne, Tu numai poți să faci ceva. După ce am terminat, am ieșit, traversam curtea comisariatului, când aud o voce că mă strigă. Era comandantul comisariatului. Tu ești, eu sunt. Hai înapoi. Chiar acum am primit ordin de la minister să vă dăm drumul. Pleacă acasă. Primul lucru a fost să mă întorc la comisie, dar nu m-am putut întoarce. Cu siguranță că au aflat. Unde-i Dumnezeul tău? Dacă este, să te scoată din mâna noastră. Și în clipa aceea Dumnezeu ne-a scos. Fantastic. Dar vedeți dumneavoastră, împăratul acesta puternic face această declarație. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor. Este primul lucru. Capitolul 3, mergem mai departe. Și spune așa, Nebucadnețar a zis, versetul 28, binecuvântat să fie Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a scăpat pe slujitorii săi care s-au încrezut în el și nu au schimbat cuvântul împăratului și și-au dat trupurile ca să nu slujească și nici să nu se închine vreunui alt Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Pentru că nu este alt Dumnezeu care poate salva în felul acesta. Vedeți? În capitolul 2 recunoaște. Dumnezeul vostru este singurul Dumnezeu. În capitolul 3 face un pas înainte. Îl binecuvintează. Acum spune, binecuvântat să fie Dumnezeul vostru. E un pas înainte. Mergem în capitolul 4. În capitolul 4, acțiunea este mult mai amplă. Versetul 2. Mi-a plăcut să vă arăt semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Ce mari sunt semnele Lui! De data aceasta Nebucadnețar trăiește personal, nu mai privește departe la alții ce se întâmplă. Personal trece pe acolo și spune, am plăcerea, e marea mea bucurie să vă povestesc ceea ce a făcut Dumnezeul adevărat. Adică Dumnezeul evreilor a făcut pentru mine. Este un pas și mai departe, nu? Primul pas este recunoașterea, al doilea pas este binecuvântarea și al treilea pas este deja ce? Experiență personală. Dacă noi nu avem o experiență personală, dacă noi nu am simțit că Dumnezeul nostru este cu noi, noi nu am făcut nimic, nu suntem, n-am realizat mare lucru. Și tot în capitolul 4, versetul 34, spune ce eu Nebucadnețar mi-a ridicat ochii spre cerul și cunoștința mea s-a întors la mine și l-am binecuvântat pe Dumnezeu cel prea înalt și l-am lăudat și l-am onorat pe cel care trăiește etern. Și mai departe, acum eu laud, înalt și preamăresc pe Dumnezeu cerurilor. Al patrulea pas este lauda. Mi-am pus întrebarea, de ce unii oameni vin la adunare, vine seara, și de ce alții nu vin? Tot mai mulți nu vin, rămân acasă și au foarte multe posibilități, pot să ne asculte predica noastră și îi salut pe toți cei care ne ascultă, Dumnezeu să îi binecuvânteze și pe ei, pot să asculte programele TV Speranța, dar ce câștigăm dacă venim la adunare? Câștigăm un element în plus. Câștigăm acest element prin care eu îl laud pe Dumnezeu. Acasă pot să-L ascult pe Dumnezeu. Pot să mă hrănesc cu cuvintele lui Dumnezeu. Dar nu pot să-L laud, că nu mă aude nimeni. Pe când aici, oamenii din jurul acestei clădiri, vă văd pe dumneavoastră că intrați în această clădire și se întreabă, de ce vin atât de mulți oameni vineri seara? Că nu-i zi de slujbă. De ce vin? Pentru că sunt pocăiți și țin sâmbata și vin să închine. Ah, da. Deci toate aceste elemente publice pe care noi le facem, e o predică vie, este o laudă, cântările noastre care se înalță. Iar ultimul pas pe care îl face
Nebucanețar spune, acum eu îmi îndrept fața spre Dumnezeu și laud. Îl laud pentru tot ce a făcut El pentru mine. Mi-amintesc de o comunitate din nordul Moldovei, care nu era o comunitate prea bună în credință. Dar timp de 10 ani biserica lor a fost închisă. Deci nu au avut dreptul să se adune acolo, pe timpul comunismului. Eu am vizitat acea comunitate, cred că undeva prin anii 80 sau poate un pic mai înainte de anii 80, și când am ajuns la ei pe la vreo 8 și un sfert, 8 și 20, adunarea era plină. Și am fost foarte surprins că la ora 8, 8 jumate, vin așa câțiva la adunare. Și pe urmă încep să vină la el, toți au fost prezenți. Și am întrebat, dar ce se întâmplă cu voi de la prima oră și chiar n-ați lipsit niciun minut, ați fost toți prezenți? Zice, ei, să vă spunem, atunci când biserica a fost închisă și doream să venim la adunare, dar n-aveam unde să venim, am plâns și ne-am rugat și am spus, Doamne, dacă Tu ne mai dai din nou biserica și o mai deschizi, nu o să mai lipsim de aici nici o oră. Și Dumnezeu ne-a deschis-o și acum vrem să reținem cuvântul. Vedeți? Nebucanețar ce face? Zice, acum eu îmi înalț fața spre Dumnezeu. Mă bucur, sunt fericit de experiențele care le am și îl laud. Vedeți? Cartea lui Daniel este o carte în care, în primul și în primul rând, este prezent un Dumnezeu care nu are nevoie de un popor ca să îl onoreze. Nu are nevoie de un templu măresc, cu aur, cu argint, ca să-i înalțe gloria. Dacă se întâmplă că preoții lui nu sunt cum trebuie și nu-și fac datoria cum trebuie, Dumnezeu nu rămâne de rușine dacă ei nu fac aceasta. Avem un Dumnezeu care singur își păstrează numele, puterea, autoritatea. Dar iată că au fost 2-3 băieți, 2-3 tineri, Daniel, Mișael, Azaria, care prin viața lor Dumnezeu a fost atât de mult onorat. Ați vrea să fiți printre aceștia? Ați dori ca într-o lume unde secularismul este puternic, unde formalitatea religiei e doar spoleială, dumneavoastră să-L reprezentați pe Dumnezeu cel viu? Să vă zică șeful dumneavoastră, să vă zică vecinul dumneavoastră, vino tu și te roagă, că tu ești un om al lui Dumnezeu. Și ceea ce spui tu și ce te rogi tu, are putere. Ați dori să fiți astfel de oameni? Dumnezeu să vă ajute. Și aș vrea să mă apropie de încheiere cu... Mai avem încă câteva declarații. Una dintre ele este cea din capitolul 6, când deja o altă împărăție, împărăția Medo-Persiei, vine la putere. Această împărăție nu știa sau poate nu vrea să știe experiențele predecesoarei și face ea o proprie experiență cu porunca să nu vă închinați altui Dumnezeu, cu sfidarea pe care o face Daniel, el continuă să se roage la fel ca întotdeauna și la final împăratul acesta Medo-Persiei spune, dau o hotărâre ca în toată întinderea împărăției mele, oamenii să tremure, să se teamă înaintea Dumnezeului lui Daniel, pentru că El este Dumnezeu cel viu și statornic întotdeauna. Și împărăția Lui nu va fi nimicită și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. Unde mai întâlnit dumneavoastră acest cuvânt, să se teamă? Întrăita să le îngerească. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Vedeți? Dacă poporul lui Dumnezeu nu s-au temut de El și nu L-au onorat, nu L-au onorat, pentru că dacă L-ar fi onorat, ar fi rămas în
Israel. Dar au ajuns în robie, pentru că nu l-au onorat. Uite că Dumnezeu și-a păstrat onoarea sa prin îngerul care a închis gura leilor, prin Daniel care a continuat să se roage și printr-un împărat păgân care dă poruncă, o hotărâre, oamenii să se teamă înaintea Dumnezeului cerurilor, înaintea Dumnezeului evreu. Mi-am pus de multe ori întrebare. Cum se va realiza acest lucru în timpul nostru? Cum? Ne străduim din răsputeri, cheltuim sume imense la radio, la televiziune, în literatură, evangelizări și ne vin 10 oameni, se botează unul la un an. Este infim. Nici măcar nu acoperim rata de a ne menține la plutire și mergem tot timpul în scădere cu numărul de membri. E descurajant. Ce se va întâmpla? Și când citesc aceste versete, primesc speranță. Va veni o zi când un împărat păgân, un om secular, un om care nu știe nimic, se va ridica și va spune, Dumnezeul lor e Dumnezeu adevărat, acolo este credința cea dreaptă, acolo trebuie să mergem. Cred treaba aceasta. Ultima dată când am fost în Israel, aveam în grupa de turiști mulți oameni seculari. Nici un pic de interes pentru religie. Habar nu aveau de credință. Pe unul dintre ei îl chema Lazar. Tot îi spuneam, domnul Lazar. Și zic, domnul Lazar, astăzi mergem să vedem mormântul lui Lazar. Și spune, astăzi mergem la mormântul lui Lazar. Și vine el așa lângă mine, zice, ascultă, spune-mi și mie, cine a fost Lazar? Pe mine mă cheamă Lazar. Tot ați vorbit de Lazar, Lazar, cine a fost Lazar? Așa am primit o lovitură, zic, uite, un om care se numește creștin, nu știe unul dintre cele mai cunoscute nume din Evanghelie, nu? Omul care a fost înviat de Iisus Hristos și scos din mormânt. Nu știe nimic despre treaba asta. A fost așa pătruns în adâncul sufletului meu cu o durere. Și am spus, hai să-ți explic. Și am deschis Biblia și i-am citit paragraful și i-am povestit. Și apoi l-am dus acolo, uite, asta este grota. Aici a fost băgat în grota aceasta. 4 zile era de când era pus aici. Domnul Hristos a venit la ușa acestei grote și a spus, dați la o parte. Cum putem, că miroase greu? Dați la o parte! A spus, Lazare, vino afară! După ce i-am spus toată treaba aceasta, îmi spune, ce domnul pastor, rog să veniți la noi acasă să ne învățați religie. Habar n-avem. În grupa care am fost acum, tot așa oameni total neinteresați, nu le citeam decât 2-3 versete biblice, în fiecare. 2-3 versete, 2-3 explicații, o scurtă rugăciune. Am ajuns la Muntele Fericilor și nu eram decât eu și cu încă un frate adventist. Doar 2 eram. Și toți neadventisti. Întotdeauna acolo cântam o ce ne spusă fericire sau ceva de fericire, că e fericire, nu? Deci acum ce să fac? Cum să cânt? Eu nu sunt cântăreț, nu pot să cânt bine. Zic, am să cânt. Și am început să cânt, fratele s-a venit și el lângă mine, sala aceea răsuna foarte frumos, te ajuta așa cu ecoul ei, toți au rămas surprinși, toți s-au uitat, că podoana acolo e lume multă. Și grupa mea de secular, așa, câte un pic s-au încălzit și i-a început să le placă, să le placă. Aveam și un preot ortodox cu câțiva din aceștia mistici. Și sâmbătă la amiază, când noi terminăm drumul crucii, ei se duc la biserica ortodoxă și noi la biserica noastră. Dar când eram pe gata cu școala de sabat, tot grupul secular a venit la noi la biserică. I-a spus, zice, vreau să ne duci acolo unde a mers Domnul. A venit și a stat cu noi la biserică și se vedea pe ei un foarte mare interes. Vedeți, Dumnezeu creează
creează niște lucruri profunde, ca un om care nu știe nimic, care este total împotrivă, care dă chiar o lege împotriva credinței, pe urmă să spună, dau porunca să vă temeți de Dumnezeul lui Daniel, de Dumnezeul adevărat. Dumnezeu să ne ajute să avem această temere noi, să avem acest respect extraordinar noi, să fim noi primii care să lăudăm pe Dumnezeu. Noi să fim primii care să lăudăm pe Dumnezeu. Și în acest timp final, când Dumnezeu va ridica oameni, sunt convins, în toate locurile, la toate nivele, Dumnezeu va ridica oameni care va spune, temeți-vă de Dumnezeul cerurilor. Temeți-vă și păziți poruncele lui Dumnezeu. Când se vor ridica acești oameni, să fim și noi acolo. Să nu fim în altă parte. Asta este cea mai mare problemă. Probabil cel mai mare pericol ca să se ridice unii oameni și noi să nu fim acolo. De aceea, Daniel ne prezintă două lucruri extraordinare. Ne prezintă în primul rând pe Dumnezeul său. Dumnezeu puternic. Dumnezeu care are în mână istoria, care are în mână împărățiile oamenilor, care are în mână toate forțele naturii și focul și animale sălbatice și apa, toate le are în mână, un Dumnezeu care este deasupra tuturor. Și în al doilea rând, oameni care l-au înțeles și au rămas de partea lui. Cum a fost Daniel, prietenii lui, apoi se adaugă Nebucadnețar, apoi se adaugă Darius Medu, oameni care au recunoscut. Îmi pun întrebarea, eu unde mă voi plasa? Ce voi spune? Că despre mine, spunea Iosua, eu vreau să rămân lângă Dumnezeul meu. Vă doresc din toată inima să descoperiți în primul și în primul rând pe acest Dumnezeu viu și puternic. Să aveți o experiență cu Dumnezeul vostru cum a avut Nebucadnețar cu Dumnezeul nostru. Vă doresc să îl puteți onora și glorifica pe Dumnezeu cu bucuria și cu dragostea omului care a fost salvat. Și vă doresc ca în final să fiți între cei care vor proclama întreita solie îngerească în această lume. Mâine vom continua și vom prezenta schița istoriei din cartea lui Daniel. Iar mâine după masă, dacă Dumnezeu ne ajută, acolo unde vom putea fi, vom prezenta marele conflict, marea bătălie din cartea lui Daniel. Câteva secvențe despre măreția, frumusețea și temele importante din această carte. Până atunci, Dumnezeu să vă aibă în grija sa. Vă dorim ca pacea Lui și puterea Lui să vă însoțească. Amin. Amin. În numele Domnului Hristos vom încheia aceste momente de meditație cu imnul 415, Vezi cum trăi ca Daniel. Adoram, o de-n-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 
Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru privilegiu ca în această seară, la început de sabat, să ne închinăm înaintea Ta în acest loc. Te rog să binecuvintezi pe toți frații noștri și pe toate surorile noastre care au venit cu drag în biserica Ta să se închine Ție. Ascultă-le rugăciunile și ajută-i ca să se poată întoarce acasă cu inima plină de bucurie. Te rugăm să binecuvintezi pe toți cei care în această seară, într-un fel sau altul, au ascultat cuvântul Tău și au dorit ca să înceapă sabatul și să Te onoreze pe Tine. Ajută-ne, Doamne, ca într-o lume în care tot mai puțin se gândesc la Tine, să Te putem onora, să Te putem înălța ca un Dumnezeu viu, puternic, un Dumnezeu care ești prezent în viețile noastre. Ajută-ne ca în felul acesta Evanghelia Ta să poată fi vestită și numele Tău să poată fi cunoscut în toate locurile, dar și aici unde ne găsim. De aceea vrem să călcăm pe urmele lui Daniel și vrem ca și viața noastră să fie o predică vie așa cum a fost viața lui. Te rog să ne faci vrednici și pentru toate îți mulțumim și te onorăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.